Luis Lazarus, externat după ce s-a infectat cu noul coronavirus. De pe patul de spital, jurnalistul a tunat și a fulgerat. Realizatorul TV a mărturisit că a ajuns la spital cu 5 teste rapide negative. Cu toate acestea, a testat de alte două ori, rezultatele au fost diferite. Realizatorul TV a fost externat din spital. Acesta a atacat dur zvonurile care au apărut pe internet, conform cărora este internat în stare gravă. Era să dau ori popii, era să mi se întâmple nu știu ce, sau nu, vorbesc aiurea. De fapt, acum mi se întâmplă aceste lucruri. După cum observați, sunt în pericol de moarte. Vai, sunt plin de boli. Am luat 4 coviți, 3 tulpini. Toate tulpinele sunt aici în capul meu. Iată, am și făcut implant de tulpini, de coviți. Luis Lazarus a mers la spital cu 5 teste rapide negative. Cu toate acestea, susține că medicii l-au mai testat, iar rezultatele au fost diferite. Mi s-au prelevat când? După ce venis eu mie deja cu 5 teste negative, alte teste, peste alte teste, joi. Și vineri îmi vine mesajul. Pentru Lele, nu știu ce, adică eu, cu o parte din CNP acolo, despre mine e vorba, nu-i problemă, că mie mi-a venit test pozitiv, stați acasă. Peste 2 ore apare alt mesaj. Tot eu, la fel, prelevare, test negativ. Nu mai stați acasă. Bă, deci ăștia sunt incredibili. Jurnalistul a povestit de pe patul de spital cum a ajuns să fie internat. Într-o seară minunată, despre care nu vreau să menționez în mod deosebit, m-am dus cu niște prieteni și am stat în frig. Și a doua zi am avut un frison, am strănutat de 2 ori, peste vreo câteva zile am tușit un pic și am luat o rețetă. Și rețeta aia mi-a generat o greață. Și n-am mai putut să mănânc. Și acum, normal, orice organism, dacă nu mănânci, n-are cum să lupte, nici măcar cu răceală. Și m-am dus și eu la spital să fac o perfuzie.